Gazmetan, o echipă foarte bună, o echipă care a început și ea cu dreptul, a făcut un meci nu la campioană. Are o componență jucători foarte valoroși, are un antrenor foarte bun care are și continuitate de jucători foarte masivi, extrem de periculoși la faze fixe. Grigorea se gândește cu groază la adversarul din etapa a doua. Cu Pustai pe bancă în ultimele 5 sezoane, Gazul a pornit din Liga Secundă și a ajuns până în play-off-ul Europa League. Medicinii oferă îmbinarea perfectă între jucătorii masivi și puternici și cei rapizi și tehnici. Când mă gândesc că au niște executanți de faze fixe foarte buni, cum în Ciprian Petre, Florin Dan, știu, Vasilache, Eric posibil, deja mi-e groază numai la lucrul ăsta și mi-aduc aminte, nu cu foarte mare plăcere, că și anul trecut am luat două goluri din faze fixă la Gazmetan. O echipă extrem de periculoasă în aceste momente. Elevii lui Grigoraș vor victoria la media și asta pentru a lua fața celor de la Petrolul și a se instala în fotoliul de lider al ligii întâi. Domnul Grigoraș îi place acest lucru, să atacăm și să preferă să pierdem cu 5-4 decât să pierdem la un scor strâns. Sperăm să marcăm și acolo. Important e să nu primim gol, că de dată vom da sigur. Avem echipă valoroasă. Acum o să vedem că și o să jucăm la Mediaș și Mediașul, zic că e echipa mai bună ca anul trecut. Au făcut câteva transferuri bune. Va fi un meci greu. Grigoraș și compania au plecat în această dimineață spre Mediaș. Duelul cu Gazmetan e programat pentru sâmbătă seara de la ora 19.